Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan și împreună cu Dorin Roșu, pe care îl salut pe această cale. Bună ziua, Liviu! O să parcurgem împreună ce se mai întâmplă prin piețele internaționale de capital. Nu sunt foarte multe aspecte în acest moment, dar urmează să vină. Disclaimerul, ca de obicei, instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. 79% dintre conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri. Ar trebui să vă asigurați, deci, că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați acest risc ridicat de a pierde bani. Deci, asigurați-vă că înțelegeți pe deplin riscurile implicate. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor fiind o activitate riscantă, iar această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau recomandare de a investi. Ea nu reprezintă altceva în afară de opiniile noastre ale moderatorilor. Prezentarea video are un caracter strict informativ și educativ. Educațional. Două din argumentele, multiplele argumente în favoarea Admiral Markets pe indici, un spread tipic de doar 0,8 puncte pentru CFD-urile aferente indicelui DAX 30 din Germania și un spread tipic de 1,5 puncte pentru CFD-urile aferente indicelui Dow Jones din Statele Unite în timpul sesiunii principale de tranzacționare, iar pe piața valutară un spread tipic de doar 0,6 pips pentru euro-dolar fără comision pe conturile Trade.MT4 și Trade.MT5. Ok, piețe. O situație destul de pestriță cu un indice DAX care, sau cu o întreagă piață vest-europeană într-o ușoară corecție. Spre exemplu, indicele DAX cade, a tot stat el pe la minus 0,5%, acum minus 0,3%, aproximativ 1% pe roșu Parisul și 0,7% Londra, pe minus, da? În timp ce pe Wall Street vedem o tentativă de întoarcere a sesiunii de ieri cu un Nasdaq, un sector de tehnologie pe plus cu 0,6-0,7%, 0,3 pentru S&P, 0,2 pentru Dow Jones. Deci tehnologia revine astăzi. Indicele VIX pe plus cu 1,6%, ok. Petrolul nu își schimbă tendința, scade și astăzi. 0,8% pe minus pentru ambele cotații futures WTI și Brent. Euro continuă să crească, frumușel. 0,5%, deci nu avem buy the rumor, sell the news, da? Pentru euro, pe povestea cu pachetul acela de sprijin. Yenul crește și el, de fapt, cotația dolar-yen cu 0,3%, iar pe plus avem și aurul în sesiunea de astăzi. Ok. Pe fundamentale, existing home sales, acum câteva minute, o creștere de 20% lună față de lună, ușor sub estimări, dar oricum, vânzările de case existente contribuie, se alătură seriei indicatorilor macroeconomici care susțin revenirea în formă de V. Dorin, da. Începem cu invitatul permanent? Putem. Din câte văd că vrei tu să sugerezi acolo. Nu, pe a ecran. Rămas aici. A fost ultimul numit și a rămas pe ecran. Nu este neapărat. Am înțeles. Da. E arbitrar. Pick one. Pick one. Bun. Uite, ai spus de yen. Hai să ne uităm la el. Și după aia să mai schimbăm ordinea. Aici e foarte interesant pentru că, deși per total ar fi vrut să aibă loc o scădere, totuși există ceva ezitări. Da? Spre exemplu, în această zonă am văzut că a ezitat să confirme cu adevărat suportul 107 și a zis, domnule, o iau în jos, a luat-o în jos și astăzi vedem recuperare. Și cred că e cel mai bun
loc, apropo de, de exemplificarea acestui spus mai devreme, situație pestriță, da? Adică e și stânga, și dreapta, și sus, și jos, da? Nu e ceva direcțional, cel puțin aici. Avem o tranzacționare laterală, clasică, și se învârte sub sau deasupra linia acelea de trend descendent, care delimitează canalul sugerat acolo, nici nu confirmă, nici nu confirmă, nu o confirmă, da? Ca linie de... E destul de nehotărât. Euro, că și el este... Ba nu, ăsta e foarte hotărât. Ăsta e decis, da. Rău. Asta, în schimb, e exact, e domne, ce al meu, e al meu, cum era, face reclamă mascată. Da, deci a închis el foarte bine, în sensul că lumânarea de creștere, care pe lângă mesajul în sine că e de creștere, a depășit și, a depășit și maximul precedent și sesiunea curentă, da, și e foarte... Am o jumătate de procent, ceea ce nu e deloc puțin. Da, 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 chiar, exact, chiar deloc. Și dacă mă uit în istoric în această zonă, văd o zonă destul de importantă, deci dacă în primul și primul ne putem aștepta la două lucruri, evident să o confirme ca rezistență și să-și parcheze profiturile, cei care au intrat mai jos, sau să vedem poate ceva asemănător, da, confirmarea acelui nivel ca suport și continuarea aprecierii. Din nou, nu uităm de povestea asta, poate să se repete, că na, istoria se repete, așa zice unul dintre postulatele azi de inge. Da, oricum, din nou, grijă, nu, not trying to pick the tops, dar nu încercăm să prindem maximele, lăsăm piața să-și urmeze cursul și vedem ce se poate face în funcție de ce se mai întâmplă pe grafic și, bineînțeles, în cadrul fundamental. Aici mai, da, nu știu, e un impuls puternic. Cred că avem un caz clasic de, da, de da, acest, da, gen. Dom'le, s-au bătut aia, cum îi spune, au bătut palma, ăsta e, gata, nu mai e. Alte aspecte macro nu am avut. Și acum dacă stai să te gândești, bine că sunt mulți și se pot face multe confuzii în piață. Vedeam și pe anumite grupuri de Facebook și diverse comentarii cum că, domne, euro gata, se duce la gârlă. Păi de ce? Păi o să vină Banca Centrală să tipărească, că de unde 750 de miliarde și toată chestia asta. Bine că mai e confuzia cu suma aceea de 1,8 mii de miliarde, deci 1,8 trilioane, mi-a impresia că aia e toată chestia. Nu, acolo ăștia 750 de au căzut la pace, plus bugetul pe exercițiu 2021-2027, parcă, de 1000 și un pic de miliarde. Deci ăla e bugetul, aia sunt bani pe care vor fi strânși din contribuțiile fiecăror 27 de state membre. Cum vine Banca Centrală să tipărească, ce tipărește și dă bugetul Consiliului, Comisiei Europene? Cum? Mă rog. Un părinte imprimant. Da, sigur. Și astea 750 de miliarde, vine, domnule, Christine Lagarde și dă banii la state. Și... Păi, deci, aberații complet. Practic, Comisia Europeană a fost mandatată să se împrumute din piețe. Beneficiind de acel rating excepțional de bun, AAA, se va împrumuta direct din piețe, de la instituții financiare, fonduri de pensii, whatever. Da, nu, nu. Că parte din lichiditatea prezentă în piețe se datorează intervențiilor de genul quantitative easing, de tipul quantitative easing ale băncii centrale europene. Ok, dar asta nu înseamnă că vine Banca Centrală și tipărește ca să se aloce sumele de bani, tranșele respective pentru fiecare țară. Este un fin. Și atunci, deblocându-se o situație politică, chestie care va cimenta, dacă putem spune așa,
Uniunea Europeană și va cimenta compoziția actuală a Uniunii Europene pentru o perioadă foarte lungă de timp. Dat fiind faptul că mesajul politic a fost bun, pozitiv, în sensul acesta, nu cred că o să vedem prea curând mișcări precum Brexit. S-a ajuns la un consens. În fine, e o altă discuție asta. Deci nu văd, nu există niciun motiv pentru care euro să scadă de acum, plecând de la astfel de considerente. Că de mâine pornește tiparnița. Nu, aia a fost pornită. Banii aia există în piață. Nu se întâmplă nimic de mâine încolo, plus că până dotează Parlamentul European, până pe final de an o să vedem primii bani alocați țărilor, în prioritatea acele granturi. Da? Trebuie făcute finanțare să-și facă proiectele. Deci nu e că... În fin. Deci asta e cu euro surprinzător. Hai și pe perioade mai lungi să ne uităm un pic. Mai lungi? Păi da. Asta ziceam, că aici avem... Și apoi, da, în sensul ăsta, un retracement de la 1.25 ăla. De aici până jos, nu? Uh-huh. Da, ia. Yeah. Cred că ar fi nimerit. Vedem imediat, da. Acolo suntem. Acolo. Uite, 50%. Uh-huh. Da. Next target, 61 ăla câte, 1.18... Da. 1.18, să zicem. Uh-huh. Fezabil, adică nu am nicio problemă. Da, da, da. Mai degrabă acolo decât 1.10, știi? Cred eu. Adevărat, acum, exact. Până la urmă este ceva fundamental, chiar dacă, din punct de vedere tehnic, asta spuneam, da, o să aibă loc profit booking, vor fi scăderi destul de reținute. Corecții, da. Cum a fost exact. În iunie, acolo, alea două... lumânări, știi? Zona aia. Da, corecție de genul ăla, perfect, da. Cam asta e tendința, știi? Da, 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 da. Bă, asta nu e o recomandă, e doar... Din nou, absolut, absolut. Da. Discutăm doar aspectele tehnici. Bun, pick one acum, rândul tău. Ha, ha, ha. Yes. Nasdaq. Nasdaq. Și... Bun. Struggling. Da, bă, acolo. Totuși încearcă să se țină, da? Adică nu a fost o retragere care să invalideze această creștere. Ceea ce e bine, dar într-adevăr se cam luptă el să-și păstreze poziția. Acum, totuși, chiar dacă nu reușește, nu e așa un dezastru, pentru că până la urmă, chiar dacă revine, 11,4 ar fi nivelul de suport și nu ar fi sus să vedem un sideways sau consolidare, ceva de acest gen. Excelent ar fi chiar. Mm-hmm. De asta spun, adică nu e panică, da, cum s-ar spune. Mai ales că, iată, și media mobilă de 20 ar cam urma să devină și ea suport, deci se discute despre un dublu suport, media mobilă și proiecția 11,4. Mai adăugăm în ecuație și o linie de trend, deocamdată stăm bine, doar să nu trecem sub zona asta. Pentru... Da, da, nu, chestia că ăsta are, poate să scadă și 1000 de puncte și tot sus e. Da, 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 exact. Da. Da. Next pick. Who is it? Tesla. Tesla. Asta a fost și să vezi, și fii atent acum. Ce urmează? Ia. Yeah. Bun. Am mai discutat noi recent, când am pus acele retracement și îți propun acum ceva și o să fac o legătură. Alt gen de Fibonacci. Care din... Că avem și arcs și objects. Ia uite. Deci noi am avut, noi am pus, da, așa, pe ecran Fibonacci retracements, da? Yeah, da. E, cum ar arăta un Fibonacci expansion? Și profit de acest prilej pentru a le spune celor care ne urmăresc că pe 5 august vei organiza un webinar online în cadrul Admiral Markets care are ca temă exact utilizarea Fibonacci retracements și expansion. Mm-hmm. Mulțumesc, mulțumesc, exact.
Am încheiat momentul de publicitate. Revenim la emisiune. Da. Exact, exact. Bun. Ar fi o variantă, așa ca să vedem pe termen mai scurt ce se întâmplă. De aici. Pac. Și... Asta e că aici săracul galben. Nu... Așa. Deci asta ar fi o variantă. Și asta ne aduce cu gândul că ar putea să fie următoarea țintă în 1940. Da? Sau, dacă, în fine, asta e pentru o perioadă mai, ceva mai lungă, da, putem să le ținem până jos, dar, în fine, după aia o să fie... Se aduce mult prea sus, da. Da, da, da. Și de asta mai bine rămânem pe teren mai scurt. Și cam asta ar fi. O primă țintă și a doua... 2200. Da. Da. Cam așa s-ar putea unfold lucrurile. Dar întâi depășim nivelul ăsta până atunci și inclusiv maximul precedent. Până atunci nu e exclus să aibă loc o curețe. Nu, chiar nu... Poate aflăm aici. Diseară sau mâine. Discuția este următoarea. Am spus, cred, săptămâna trecută, am spus sigur, dar nu mai știu, parcă săptămâna trecută, despre ceea ce se discută, se zvonește, în fine, e o situație creată de o așa zisă iminență a accederii companiei Tesla în cadrul indicelui S&P 500. Chestia e justificată. Evoluție bună, capitalizare, nu știu, 260 de miliarde de dolari, deci nu se pune problema de... Ar mai fi rămas de îndeplinit un criteriu. Așa. 4 trimestre consecutive de raportări pozitive, în sensul de profit, conform GAAP, da? De nota bene, General Accounting Procedure, nu știu cum, cum au dat și în Statele Unite, da? Deci, 4 trimestre de profit, vor publica rezultate diseară. Și din ce am văzut, parte din estimări sunt de o ușoară pierdere mică, în fine. Dar a fost un anunț, am citit într-o știre, a fost un anunț al lor, al celor de la Tesla, la începutul lunii, cum că numărul de livrări aferent acestei luni este excelent, record de livrări pe lună. Ceea ce au tras o parte dintre analiști concluzia că ar putea să vină cu rezultat de profit, astfel să îndeplinească acel criteriu și vezi, Doamne, gata, de mâine încolo intră în indicele S&P. Nu e chiar așa. Pentru că trebuie să se întâlnească, să se reunească membrii comisiei indicelui, de indice S&P, să vadă acolo și să aprobă. Dacă dân și se au ședința în octombrie, pe semne atunci vor face anunțul, dacă îl vor face. Nu e că de mâine încolo, din un proces automat, niște criterii automat și gata, se întâmplă. Nu, trebuie să se întâlnească dân și cu ședința așa, așa. Ok, long story short, diseară rezultate, da, Tesla, și tot diseară, și hai să aruncăm așa un sneak preview pe Microsoft. Tot diseară vom afla câți bani au câștigat din licențele pe care utilizatorii le-au cumpărat. Vai, iară nu e... Bun, repejor. Bun, că oricum o să avem nevoie de-l mâine, asta cu siguranță. Noi doar acum facem așa un... M-am amuzat cum poți să cauți ca tag-uri, știi, și căutai direct Windows și zicea, a, uite, de la Microsoft. Și, opa, și zice, da, uite, aici. Da, da, ultimul de jos. Da, la mine n-ar merge. A, bine, da, da. Da, da, pe Mac nu merge, chestia de... Da, da. Bun. Asta zici că e Nasdaq. Da, să știa. Pe daily. Se aseamănă pe și daily, pe da. Weekly și pe daily. Se aseamănă... Exact, destul de mult.
cu media care a ținut, da. Ok. Da, uite, aici un alt nivel, aici un alt nivel, deci... Bineînțeles, n-ai vrut să mai evidențiez, hai, fie, să fie așa graficul Gigea, frumos. Uite așa. Și cam asta e, adică, da, aici o zonă de dublu suport, la fel, putem să o dăm într-un sideways sau dacă se păstrează optimismul taurilor, respectiv fundamental, totul bine, putem da să vedem cum se repetă istoria de aici. Dacă a creat un maxim, s-a retras, s-a străpus, s-a tot la confirmat de suport și mai încercă să-și ia vânt. La fel, da. Fac, să pungem, ne întoarcem, confirmăm și încercăm o nouă tură în sus, o nouă undă de impuls. Din nou, nu e o recomandare, e pur și simplu tehnic. Vedem ce pe grafic și istoria se repetă. S-ar putea întâmpla așa. Dacă nu iese bine, da, normal, poate să ia și invers, dar cel puțin câtă vreme e deasupra liniei de trend peste media mobilă de 20 și deasupra nivelului 203, nu prea ar fi motive de panică. Da. Repet, diseară rezultate financiare, analiză atât Tesla cât și Microsoft, analiză mâine și tot mâine petrol, pentru că o să fie sesiunea, ca de obicei de altfel, sesiunea de după publicarea stocurilor, datelor despre stocurile de țiței din Statele Unite. Spuneam că după o scădere, barilul de țiței, zic, după o scădere destul de abruptă în sesiunea de ieri, scade și astăzi. Da. Și cam... Nu. Am zis scădere. Păi... În sesiunea de ieri, nu, după creșterea din sesiunea de ieri corectează astăzi. Scuze. Da. Nu, și asta ziceam, mă uitam și eram așa un pic... Că ieri ne bucuram că a închis gap-ul ăla. Deci... Asta zic, asta e ideea, exact. Eram un pic supărat, ghilimele de rigoare, ofuscat de ce a făcut. Pentru că, da, nu arată bine deloc, adică hai să ne gândim. Da, e o condiție destul de scurtă ca să... La momentul webinarului era aproape de maxim și era gap-ul ăla închis. Acum... Exact. Trage un pic curentul, știi? Da, exact, adică... Nu-mi dă senzația că e... Prea bullish, așa. Da, adică asta e problema, că a lăsat o codiță în sus și un corp destul de mic. E genul acela de lumânare, nu chiar nu e shooting star foarte corect, dar e genul pe care îl vezi după apreciere, zice, a, stai că urmează o scădere. Și ce spuneam eu, da... E un engulfing. Îl cuprinde pe ăla de înainte, nu corpul. Îl cuprind, dar problema e că a încercat și să urce o dată și zbanc, ne închidem cu o codiță mai lungă decât corpul, știi? Da. Și speram și noi, doamne, măcar la 200, deci după nimeni problemă, revii. Da, dar nu. Și e, să spun așa, un pericol, dacă urci să spun, păi uite, nu se poate să urci și nu au energie suficientă, lasă că mai ne jucăm noi și mai ducem prețul în jos și să nu se extinde toată... Da. Porțiunea asta așa de compactare dincolo. Știu. Așa, lor le place. Taurilor le place să se hârjonească cu urși și viceversa. Constat eu. Da. Bun, vedem mâine cum va evolua. Avem estimări de scădere cu 2 milioane de barili a stocurilor de petrol. În fine. Hai să mergem la aur. Sunt ceva tensiuni în piețe, în creștere, între Statele Unite și China pe tema impunerii de către Statele Unite a închiderii consulatului chinez din Houston. Și ăștia la Beijing au început să se enerveze pe acolo că, dom'le, chestia asta nu e în regulă și noi însă cu acordul și să negociem și până la urmă o să fie, vă puteți aștepta la măsuri de retorsiune și chestii de asta. Mă rog, să vedem. Deci aur, care a consemnat astăzi maximul ultimilor 9 ani. În goana lui pentru egalarea maximului istoric. Bine punctat. Da. Și
La cum se prezintă arată destul de bine, da, spuneam iar, domnule, uite că poate târâși gropi și ne întoarce un pic, confirmă nivelul, dar exact, cu energie magnetul. De... înainte, frumos, da, și aici, într-adevăr, nu prea, exact, nu prea sunt alte lucruri adăugate, exact, e magnetul care îl trage, nu că vrea să fie indicație tranzacționale, dar cam asta se întâmplă acum și, din nou, suntem în situația în care este piața într-o fază de trending și așteptăm să se întâmple ceva, să se oprească, să urmeze o consolidare, deocamdată nu prea ar fi mare lucru de făcut decât așteptarea da, atracției, ca să spun așa, și din nou nota bene, nu să nu fim da, prea agresivi, să domnule, las că prinde din vârf, da? E bine să lăsăm mișcarea să se consume, are loc o retragere, vedem dacă e una care ar putea facilita o altă poziție și frumos, conservator în sensul trendului, nu cu un risc na, nejustificat până la urmă. Dar la fel, da, deocamdată toate bune. E o țâșneală care seamănă cu cea de la euro, cumva. Adică, da, să știi, aduce. Fundamental, în afară de tensiunile astea pe care le-am menționat adineori, am mai citit undeva o chestie, n-am verificat personal, se pare că după câteva săptămâni de pauză sau de rămânere la un nivel constant, bilanțul Federal Reserve a început din nou să crească. Deci, deși au început să cumpere din nou active, titluri de stat și ce mai au ei pe acolo. Iar chestia asta, spun mulți, influențează, poate influența cotația aurului, bani mai mulți în piață. Știi? Ok, păi cam asta ar fi. Nota bene, după 11 noaptea Tesla și Microsoft, mâine o să le comentăm împreună cu barilul de țiței și ce-o mai fi prin piețe până atunci. Mulțumesc frumos, Dorin, pentru participare și analiza grafică. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și să aveți o zi cât mai plăcută și o sesiune de tranzacționare cât mai profitabilă. Sunt Liviu Moldovan, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune vă doresc!